dintre cea mai întâlnită, de fapt, idee, a stat necesitatea unui spațiu de socializare, unui spațiu de activități pe care le pot face în aer liber, chiar și unui spațiu de a face activitățile didactice, activitățile de la școală. Practic, cumva, acest lucru s-a regăsit în mare parte dintre comunități, dar pe lângă acestea, tinerii în restul de comunități au gândit și activități mai, spunem noi, mai mari, mai cu speranțe de pe o durată mai lungă de ani, și anume au militat pentru pistele de bicicletă, dorind ca acestea să se implementeze în comunitatea lor și să poată folosi în siguranță acest mijloc de transport. Au militat pentru o masă sănătoasă la școală și au dorit în altă comunitate și un festival, un festival al lor, al tinerilor, și care să poată fie dedicat pentru ei. De asemenea, locuri pentru a realiza spații de socializare cu diverse activități, cu diverse jocuri, cu diverse activități dedicate relaxării, dar și zile ale sportului. Practic, ziua sportului a reprezentat o componentă esențială care a adus la oaltă mai multe dintre soluțiile implementate în restul comunităților. Și cam acestea ar fi, așa pe scurt, câteva din soluții. Toate soluțiile pe care tinerii le-au implementat în comunitate le puteți găsi pe paginile ONG Mare Nostrum și pe blog, detaliate și frumos, cu toate rezultatele menționate.